Hello everyone! Salutare tuturor! Eu sunt Flavia de la Engleza Distractivă pentru Copii și azi învățăm despre legume, vegetables. Nu uitați, dacă vă plac ideile din aceste clipuri video, dați un share sau un like să ajungă informația la cât mai multe mămici și copii. Să începem, deci. Broccoli, cauliflower, carrot, red pepper, garlic, cabbage onion cucumber tomato potato and pea peas okay Pentru că sunt atât de frumos colorate aceste legume, eu vă recomand să faceți o activitate cu legume, cu culori și anume să discutați ce culoare are fiecare legumă. Și începem. What color is the tomato? It's red. What color is the garlic? It's white. What color is the potato? It's brown. Și așa mai departe. Puteți apoi să vă jucați un joc uh, I see something și spuneți I see something uh, red. Văd ceva roșu. Și copilul va întreba. Is it the tomato? No, it isn't. Is it the pepper? The red pepper? Yes, it is. După care este rândul copilului, el va spune I see something uh, green, something green. Și voi veți întreba, is it the cucumber? No, it isn't. Is, the, is it the broccoli? Yes it is. Și așa mai departe. De asemenea vă recomand să, să folosiți, să repetați de mai multe ori cuvintele. Să-i dați ocazia copilului să spună cuvintele în engleză. Pentru asta puteți folosi o minge și să-i pasați copilului mingea și în momentul în care el prinde mingea să spună o legumă care dorește el, mai ales dacă introduceți pentru prima dată aceste noțiuni, lăsați-l să spună ce știe. Da? Nu l întrebați pe rând toate noțiunile de pecat, ci spuneți-, ei, ok, acum din cele, nu știu, câte am introdus. 10 sau 11 noțiuni pe care le-am introdus, care le-ai reținut sau care știi să mi le spui tu în engleză, astfel că creșteți încrederea copilului că da, uite, știu să spun ceva. Dacă începeți și le luați pe rând și uh, își va da seama că nu-l știu, nu știu nici pe ăsta, cum se pronunță, nu știu nici pe ăsta, uh, va fi dezamăgit. Ok, după ce am făcut această activitate am introdus uh, legumele. Puteți să folosiți o fișă cum este aceasta și care se găsește în caietul digital. Caiet care, după cum vă spuneam, este încă la reducere câteva zile Ce puteți să faceți? După cum observați, această, această fișă eu am laminat-o În primul rând pentru că am doi copii și vreau să folosesc la ambii copii Astfel, după ce primul dintre ei a încercuit sau a făcut sarcina care este pe fișă Eu pot foarte bine să șterg această fișă și să-i dau celuilalt copil la fel, dacă lucrați cu copiii la clasă sau aceleași materiale, vreți să le folosiți de mai multe ori, vă recomand să le laminați. Sau pur și simplu introduceți această foaie în o folie transparentă și la fel puteți apoi să ștergeți cu un șervețel umed sau chiar cu unul uscat dacă ștergeți imediat după ce ați scris, după ce copilul a scris. Aici uh, sacina este să sa alegeți ingredientele pentru a face o salată. Choose the ingredients and circle the pictures. So what do we use for the salad? We certainly don't use uh, a banana, da? Sigur nu vom folosi o banană, deci putem să încercăm în? tomato, cucumber, sau dacă nu-i place ardeiul de exemplu nu-l va încercui pentru că el nu-și dorește o salată în care să fie și ardei că nu-i place ardeiul da um, also you can put cheese da or um, mushrooms sau ce dorește el da după ce a încercuit și apoi îți va spune um, ce a încercuit îți va denumi aceste um, alimente apoi poți să ștergi cu ușurință da se șterge foarte ușor și cu un șervețel uscat, dar dacă nu merge cu șervețel uscat, cu șervețel umed sigur se va putea șterge. O altă fișă asemănătoare este aceasta, dar vă recomand să o folosiți după ce deja ați introdus și alimentele, da? spaghetti, ice cream, fructe, legume, găsiți aici de toate. Ideea este să exersem cu copilul structura Do you like? Adică ție îți place? Yes I do. No, I don't. Și copilul va lua carioca, tu îl vei întreba. Do you like uh, grapes? Yes I do. Do you like pineapples? No, I don't. Do you like watermelon? Yes I do. Și vom continua. După care putem să ștergem fișa. Și putem să-i spunem copilului, acum întreabă-mă tu pe mine și va întreba, do you like grapes? Și tu îi vei răspunde, yes I do, no I don't Do you like uh, pineapples? Și la fel copilul poate să pună X sau să bifeze, de obicei dați-le carioca lor că le place să scrie și să șteargă uh, Le place mult să lucreze uh, cu această carioca whiteboard care apoi se șterge de asemenea puteți apoi să i dați fișa copilului să meargă și să-l întrebe pe tăticul, pe frățiorul mai mare, pe um, un prieten, va merge și va întreba: Do you like? Yes I do, no I don't. Bifează sau pune X după caz și apoi vine și vă spune vouă uh, Daddy likes grapes, daddy doesn't like um, pineapples. Uh, my dad likes spaghetti, he doesn't like mushrooms și așa mai departe Deci pe fișa asta puteți să uh, exersați destul de mult uh, aceste structuri cu uh, I like, I don't like, he likes, he doesn't like și așa mai departe Ok, deci asta a fost pentru azi Să aveți o zi minunată, spor la treabă și distracție plăcută! Pa, pa!